Aș vrea să vă aduc aminte că în seara precedentă am vorbit despre doi soți care puteau să reprezinte o poveste excepțională de dragoste. Este vorba de David și Michael. David și Michael au trecut prin multe peripeții căsnicia lor, familia lor a fost expusă multor nedreptăți, multor obstacole. În cele din urmă au fost din nou împreună. Și într-un moment de neveghere, atât Mical a dat dovadă de lipsă de înțelepciune, cât și David. Și și-au stricat relația Într-o conversație de câteva minute. În seara aceasta, aș dori să vorbesc despre un triunghi extrem de interesant. Este vorba de Abigail, Nabal și David. Abigail, o femeie înțeleaptă, și doi bărbați care joacă între înțelepciune și nebunie. Amândoi. Unul alege calea nebuniei și rămâne în nebunie, celălalt alege calea înțelepciunii. Și se alege cu o nevastă înțeleaptă. În 1 Samuel, capitolul 25, ne este descrisă această istorie foarte interesantă. În momentul morții prorocului Samuel, când David s-a simțit mai amenințat decât înainte, cât de cât Samuel mai reprezenta un paravan de protecție pentru David. Spune Biblia că s-a dus în pustiul Paran. Și în Maon era un om foarte bogat, a cărui avere era în Carmel, avea 3.000 de oi și 1.000 de capre și se afla la Carmel pentru tunderea oilor lui. Este vorba de Nabal. Căsătorit, spune Biblia, cu o femeie cu judecată și frumoasă la chip. Dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui el se trăgea din caleb. David a aflat în pustiu că Nabal își tunde oile și a trimis la el zece tineri ca să nu arate amenințare, să nu arate a ceva forțat și l-a rugat să-i dea merinde atât cât îl lasă inima. Nici măcar nu i-a cerut cât. Pentru că l-a văzut bucuros de prosperitatea lui, l-a văzut bucuros de numărul turmelor lui și s-a gândit, având în vedere că David, împreună cu cei 600 de soldați pe care îi avea în detașamentul lui militar, au protejat păzitorii turmelor lui Nabal și le-au făcut un mare serviciu, s-a gândit că omul acesta va fi binevoitor și le va da ceva hrană. Vă dați seama, David este un fugar, este un om care fuge de socrul său, este amenințat, tot timpul sub amenințare și trăiește din ceea ce primește. Își oferă și ei serviciile și speră să primească ceva în schimb. Asta se întâmplă cu Nabat. Nabal răspunde foarte urât și agresiv echipei trimisă de David, pur și simplu îi izgonește. Oamenii ce -și ajung la David îi istorisesc ce s-a întâmplat. Și David se simte așa de înjosit, este așa de deranjat de răspunsul lui Nabal, încât lasă 200 de oameni la Calabalăcuri, ia 400 de soldați cu el, și se jură că nimic nu va rămâne în picioare din casa lui Nabal. Oamenii care erau împreună cu Nabal, la tunderea turmelor, au văzut ce s-a întâmplat și au dat seama că întreaga casă a lui Nabal este în mare pericol, au fugit de-au spus stăpânei lor, Abigail, soția lui Nabal, ce s-a întâmplat, femeia aceasta și-a dat seama de situația, de pericolul extraordinar de mare și a luat măsuri. Și acum, haideți să ne uităm puțin mai întâi la nebunia lui Nabal. Și uitându-ne la nebunia lui Nabal, ne uităm la reacțiile pline de înțelepciune ale nevestei sale. mai întâi nedreptatea lui Nabal. Nebunia lui Nabal înseamnă nedreptatea lui Nabal. Omului acestuia îi se fac niște servicii, turmele lui sunt protejate de armata lui David, Chiar slujitorii lui spun că oamenii lui David s-au purtat foarte frumos cu ei. Le-au oferit niște servicii și Nabal nu ține cont de lucrul acesta. Există oameni nedrepti în lumea asta, cărora oricât de mare bine le-ai face, nu știu să răspundă decât în mod nedrept. Poate că uneori, inclusiv în mijlocul familiilor, ne sacrificăm pentru familiile noastre și ne se pare că nu suntem suficient de prețuiți. Nu ni se răspunde așa cum am crede că ar trebui. Trăim într-o lume nedreaptă. Știți că uh, există o vorbă la americani, e mai greu puțin de tradus. Zice că nicio faptă bună nu va rămâne nerăsplătită cu rău. În situația asta se află David. Nedreptatea lui Nabal. Știți că Abigail, când a auzit ce s-a întâmplat, ce nedreptate a comis Nabal în nebunia lui, a luat merinde și nu puține. Ascultați! Slujitorii au spus în versetul 17 din 1 Samuel 25, să știi acum și vezi și ai de făcut că și pierderea stăpânului nostru și a întregii lui casă este hotărâtă și el este așa de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Abigail a luat în dată 200 de pâini, două burdufuri cu vin, cinci oi pregătite, cinci măsuri de greu, prăjit 100 de turte de stafide și 200 de legături de smochine. Le-a pus pe măgari și a zis slujitorilor săi: Luați-o înaintea mea și eu voi veni după voi. Și nu i-a spus nimic lui Nabal. Pentru că, dacă i-ar fi spus, era foarte posibil să o oprească, să dea ordini să nu se întâmple lucrul ăsta și să fie într-un mare pericol. Abigail, de fapt, nu îl corectează pe el ca om. Pentru că ne-am putea gândi nu e totuși ca nevastă. Asta nu i-a spus nimic. Nu mai vorbim de faptul că Nabal nu o bagă deloc în seamă în toată întâmplarea asta. El merge la petrecere, la tunsul oilor. El e cu slujitorii lui la petrecere, la banchet. Mai târziu spune că a dat un ospăț împărătesc. Nevasta lui nu e niciodată lângă el. Nu o bagă în seamă, o tratează ca pe nimic. Da, totuși, Abigail nu i-a spus nimic. Atenție, nu l-a corectat pe el, ci a corectat nedreptatea pe care a făcut-o. A corectat nedreptatea. Ca oameni, ar trebui să avem înțelepciune atunci când comitem o nedreptate, când facem un lucru rău. Chiar dacă suntem bărbați. Să acceptăm că soțiile noastre sunt egale cu noi în mântuire. În mântuire sunt egale, au același drept la mântuire. Și chiar dacă noi avem autoritate, autoritatea noastră nu trebuie să creeze nebunie în mintea noastră. Autoritatea noastră nu trebuie să ni se suie la cap. Să facem ce vrem fără să le băgăm în seamă, să facem ce vrem fără să le consultăm să comitem nedreptăți sau să comitem lucruri care pun în pericol finanțele familiei, rânduiala familiei, binele familiei, ci să avem urechea plecată către cuvintele de înțelepciune pe care chiar o soție le-ar avea pentru noi. Lucrurile pot sta și invers, dar noi rămânem pe text. 2. Nebunia lui Nabal nu înseamnă doar nedreptatea lui Nabal, înseamnă nechipzuința lui Nabal. Cât de inconștient este omul acesta să-și facă de lucru cu eroul poporului Israel, un om care copraștie și o piatră a omorât un uriaș, un om care în timp ce era căpetenia oștirii, devenise ginerele împăratului, intra și ieșea în fruntea poporului, un om foarte popular și un om care avea o armată de 600 de soldați. este exact ca și când un pitic s-ar duce la un uriaș și ar începe să dea cu șutul în el. Ai zice că nu are minte, asta e nebunie. E un om nechipzuit, nebunia lui dă nechipzuință. Și nechipzuința lui îl pune în pericol pe el, dar nu numai pe el, îi pune în pericol nevasta, îi pune în pericol slugile, îi pune în pericol casa întreagă. Pentru că în vremea aceea vă aduc aminte. Când te duceai să te răzbun pe cineva, îi făceai praf casa de sus până jos. Mai făceai nicio deosebire. Te răzbuna exact cum se răzbună mafioții. Mafioții când se răzbună, se atacă familia, se atacă copiii, se atacă prietenii, atacă pe toată lumea. Abigail nu îl trădează pe Nabal. Abigail îl salvează pe Nabal. Nu l-a trădat, l-a salvat. Și în al treilea rând, nebunia lui Nabal înseamnă nimicirea lui Nabal. În momentul în care se duce Abigail și îi spune că cu o zi înainte nu avea cu cine vorbi, că era beat criță. Era mor de beat. Nu a avut cu cine vorbi. A doua zi se duce la el și îi spune, uite ce am făcut. Îi dă raportul, acum îi dă raportul că lucrurile au trecut, pericolul a trecut, lucrurile s-au întâmplat. Care este reacția lui Nabal? Zice, a rămas ca o stană de piatră. În răutatea lui, în loc să zică mulțumesc, în loc să zică mai salvat, se împietrește, și într-o asemenea, într -o asemenea situație, zece zile mai târziu, Dumnezeu îi ia viața. Așa spune aici textul. Abigail nu îl ucide pe Nabal. Nici măcar Dumnezeu, deși zice Biblia că Dumnezeu i-a luat viața, răutatea lui lucide. ucide. Frați și surori, să fim foarte atenți, pentru că Nedreptatea, nechipzuința și răutatea distrug și nimicesc. Spune Biblia despre relația în familie, dar și despre relația între frați. Zice, dacă vă mușcați unul pe altul, vă veți nimici reciproc. Să nu aveți impresia că într-o atmosferă de mușcături scapă cineva. Într-o atmosferă de mușcături, toți sunt nimiciți. Și într-o familie unde se practică mușcăturile, se ajunge la nimicire. În cazul acesta, răutatea lui Nabal îl ucide. Acum, haideți să vorbim puțin despre David. Când David aude ce a zis și ce a făcut Nabal, ascultați. Că Nabal l-a insultat urât de tot pe David. În primul rând, a spus: Cine este David? Credeți că Nabal nu știa cine este David? Cum să nu? Că ce spune astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni. Îi bate apropoul că fuge de stăpânul lui Saul, de împăratul Saul. Nabal știe cine este David. Zice, cine e David ăsta? Ce treabă am eu cu el? Și apoi spune, să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde? Păi oamenii ăștia nu sunt de nu știu unde. Oamenii ăștia i-au păzit turmele. Oamenii ăștia au asigurat protecție turmelor lui. Nu sunt de nicăieri, sunt de acolo. Ei, acum ascultați. Versetul 13. Atunci David a zis oamenilor săi, fiecare din voi să-și încingă sabia și fiecare și-a sabia. David și-a încins și el sabia și aproape 400 de inși s-au suit după el. Au mai rămas doar 200 la calabalăcuri. Unul din slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail, nevasta lui Nabal, Iată că David a trimis din pustiu niște sol să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru și el s-a purtat rău cu ei. Și totuși oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi, nu ne-au cărit. Nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât au fost, am fost cu ei la câmp. Ne-au fost zid și zi și noapte în tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor. Să știi acum și vezi ce ai de făcut, că și pierderea stăpânului nostru și-a întregiului case este hotărâtă. Acum ascultați de la versetul 21 ce spune David. David zisese, în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustiu, de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors rău pentru bine. Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea, dacă voi mai lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este a lui Nabal. Și acum vine înțeleapta Abigail, Iese în cale unui om cuprins tot de febra nebuniei, pentru că și răzbunarea este o nebunie. Știți ce se întâmplă cu David aici? Este într-un punct critic al viitorului lui. De ceea ce se întâmplă aici depinde dacă va mai deveni sau nu va mai deveni împărat. Și am să vă explic puțin mai târziu de ce. Ia, ascultați. Vine Abigail la el și folosește trei argumente magistrale pe care Dumnezeu vrea să le folosească în dreptul nostru. Ca soț, ca soție, ca și credincios. Să avem grijă niciodată să nu cădem în cursa nebuniei. David nebunește și el. De supărare, fiind jignit, fiind insultat, v-am mai spus și ieri seară că David este un om impulsiv cum a auzit ce s-a întâmplat, asus? sus. Puneți mâna pe sabie. Mergem și îl nimicim pe Nabal și tot ce are. Primul argument al lui Abigail este argumentul diferenței între David și Nabal. Și îi spune așa, Versetul 25. Să nu-și pună Domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, căci cum este numele, așa este și el. Nabal este numele nebun și este plin de nebunie. Știți ce înseamnă să nu-ți pui mintea cu un nebun? Să nu fii și tu ca el. Dragii mei, zâmbiți, dar fiecare din noi avem momente de nebunie în viață. Din senin ne apuc. Și și ce se întâmplă când pe un soț sau pe o soție îl apucă un moment de are un moment de nebunie. El îl Al altul tinde să-i răspundă după măsură. Știți ce spune în proverbe, în capitolul 26, versetele 24 și 25? Pare o contradicție. În primul verset, uh, hai să încercăm 25. Îl căutăm noi aici. 26 5, yes. cu 5, Cu patru mai întâi. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Și ascultați versetul 5. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Acum, care e valabilă dintre ele? niciodată să nu răspunzi răutății cu aceeași monedă. Nebunia, când se confundă cu răzbunare și cu răutate, nu răspunzi cu aceeași monedă. Dacă începe să te insulte, dacă începe să te jignească, dacă începe să folosească cuvinte urâte și reproșuri, nu răspunde cu aceeași nebunie. Că persoana cu care ai de face nu e rațională, nu are nimic rațional în ea în momentul ăla de nebunie. Și dacă îi răspunzi în același fel, ieși și tu ca el. Ce a făcut Nabal? S-a purtat ca un nebun. L-a insultat și a vorbit urul lui David. Ce a făcut David? A pus mâna pe sabie și a spus, ei fac de petrecanie. Și ai de-a face cu doi nebuni. Dragii mei, când un om nebunește, e destul un în casă. Dacă amândoi o iau pe calea nebuniei, acolo e nenorocire mare. Acum Biblia spune, răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept. Știți când? Când este un argument al adevărului și al dreptății. De exemplu, dacă cineva vine în biserică și dă o învățătură falsă bisericii, omul ăla trebuie confruntat, nu se creadă înțelept să nu se ia alții după el. Atunci ai răspuns. Sunt situații în care răspunzi, dar nu răspunzi cu aceeași monedă și în același stil cu a nebunului. Răspunsul nostru trebuie să fie răspunsul înțelepciunii. Chiar în cazul în care vreodată la apucă pe unul nebunia, pe unul dintre cei doi nebunia, celălalt poate să-i răspundă, dar să-i răspundă nu cu aceeași monedă, să-i răspundă cu dragoste să-i răspundă ca un copil al lui Dumnezeu, să-l corecteze în dragoste. Și care este marea nenorocire? Noi de multe ori folosim același ton pe care îl folosește omul nervos. V-am mai spus că nervii sunt dragi. Când mă apucă și pe mine supărarea de multe ori, primul lucru la care mă gândesc, zic, aduți adu aminte ce ai spus. Ai spus că nervii sunt dragi. Dă-i afară. Pentru că la nervi omul vorbește fără să cugete, fără să gândească și spune lucruri pe care nu le mai poate lua înapoi. Închipuiți-vă doi oameni care își vorbesc unul altuia cu același ton. Aici trebuie să fim foarte atenți. Pentru că prima dată unul jignește pe celălalt. Când ăla îl jignește înapoi, ăsta ridică tonul. Celălalt ridică și el tonul. Și îl ridică un pic mai sus, că a devenit o competiție a gălăgiei. La un moment dat, unul ridică mâna. Iar ridică tigaia. Am văzut și de astea. Și ascultați, când se întâlnește pumnul cu tigaia, nimic bun nu iese de acolo. Și sunt oameni care s-au căsătorit în dragoste, care s-au hotărât să-și fie credincioși, să se binecuvinteze unul pe celălalt și ajung de -i aud vecinii. De ce? Unul, pentru că unul a căzut în nebunie și celălalt a răspuns cu aceeași monedă și încă în plus. David este pe cale să facă o prostie mai mare decât el. Aveți un pic de răbdare, că o să vă spun care-i prostia pe care e gata să o facă. Și Abigail îi spune, nu te pune la mintea nebunului. Nu răspunde cu aceeași monedă. Nu intra în jocul nebuniei. De ce? Ca să nu fii și tu ca el, să nu semeni cu el. Când nebunul te provoacă, firea pământească cere nebunie și de la tine. Cere să răspunzi la nivelul acela de nebunie. Păi unde ajungem, fraților? În familiile noastre, în bisericile noastre, ajungem la pumni, ajungem să ne dăm brânci, ajungem să fac, facem ce fac oamenii în birt, ajungem să facem ce fac oamenii pe stadioane, ajungem să facem ce fac oamenii în stradă. Nu! David, nu fi canabal, îi spune Abigail. Fă diferența între un om nebun și un om înțelept. Fii tu om înțelept, nu te coboră la nivelul acesta de nebunie. Dragii mei, știți că niciodată un om nebun nu-și dă seama că e nebun. Să vă dau un exemplu un pic caragios, dar adevărat, un prieten de-al meu îmi povestește că a mers cu familia cu mașina. Și cum mergeau cu mașina pe șosea, o mașină mai nouă și mai frumoasă și mai de viteză, a trecut o rablă pe lângă ei și i-a depășit. Copilul, ca copil, cum să trece ăsta pe lângă noi și ne depășește. Deci, tatăl lui e un om care, când conduce, te enervează de încet, de, ce, de cât de încet conduce. Eu am spus de multe ori, băi, eu dacă vreau să-mi pierd răbdarea, te rog să mă duci undeva cu mașina. Abia se mișcă, ia curbele încet. Ei, nu, nu, noi, bărbații, mai ales, ne place să zdruncinăm mașina, să. Așa. Ăsta când l-a auzit pe fiul din spate, ce tati, îl lasci pe ăsta să treacă pe lângă noi? Omul s-a agitat un pic și mai întâi mai în glumă, știți ce a făcut? A mărit viteza și a trecut pe lângă ăla. Ăla s-a supărat. A mărit viteza și a trecut pe lângă fratele nostru cu viteză mai mare. Copilul din spate, tati, nevastă s-a de lângă el și aia. Zice, ce faci, dragă? Ăsta <răză> a provocat, a mărit viteza, a trecut pe lângă ăla. Și a ajuns să conducă pe o stradă de țară, cu doar două sensuri, cu aproape 100 de maile pe oră. Uh, o mai are 1,40 și ceva de kilometri pe oră. Și mi-a povestit, zice, frăție, când m-am trezit ca dintr-un somn adânc și am pus frână cât am putut și am tras pe dreapta. M-au trecut transpirațiile din până în picioare. Și m-am gândit, ce s-a întâmplat cu mine? Zice, frate, știi ce s-a întâmplat? Am înnebunit, frate, am înnebunit. Acum, nu copilul și nu nevasta îți dau ghes, ea nebunește un pic. Dar să știți că vine diavolul, vine firea pământească, vine orgoliul tău de bărbat, vine frustrarea ta de femeie care toată ziua ai stat lângă copii, a trebuit să le îndur și să le asculți țipetele, când s-a certat Ionel cu Măriuca, când au venit și te-ai trezit că au stricat ceva, au spart ceva, când n-a vrut să mănânce, când unul s-a îmbolnăvit și de dimineață până seara te-ai umplut de frustrări. Ai fost la servici, nimic nu ți-a mers, ți-a căzut ciocanul pe degete, s-au strâmbat toate cuiele în care ai bătut, ți s-a spart cauciucul la roată, știu eu ce ai pățit. Și ești deja umflat când ai ajuns acasă. Tu ești umflat? Nevastă ta este pachet de nervi și se întâlnește tu nu cu pușca. Și ajunge o simplă scânteie, o simplă provocare și din cel mai calm om. Vezi o bombă care explodează. Asta se întâmplă cu David. Și Abigail aduce prima dată în vederea lor diferența dintre David și Nabal. Aduți aminte în asemenea momente că tu nu ești un nebun. Aduți aminte în asemenea momente că tu ești tată, că tu ești mamă, că tu ești soț, că tu ești soție. Aduți aminte în asemenea momente că îl iubești și îl respecti, că o iubești și o respecti. Aduți aminte de lucrurile astea și oprește-te, calmează-te. Firea pământească îți spune urlă, pune-i la punct, intimidează-i. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, orice mânie, orice iuțime, orice strigare, să piară din mijlocul vostru. Afară de faptul că predicați Evanghelia. Diferența dintre David și Naval. În al doilea rând. Nu numai argumentul diferenței dintre David și Nabal, ci argumentul diferenței dintre Nabal și casa lui. Nabal este nebun, dar slujitorii lui nu sunt. Nabal este nebun, dar nevastă sa nu este. Doar el este. Și îi spune Abigail: Dacă continui, pe drumul ăsta, auziți versetul 26, Acum Domnul meu viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să vergi sânge și să te ajuți cu mâna ta. Să vergi sânge nevinovat, oameni care n-au făcut niciun rău, ci doar sunt slujitori în casa unui om fără minte. Nu e așa că atunci când ne pierdem mințile, nu mai știm să facem deosebire, nu mai avem discernământ. Nu mai știm să citim. Uh, nu mai știm să interpretăm cuvintele. Toate ni se par ca o provocare. Nu mai poate să ne calmeze nimeni. mi aduc aminte de o întâmplare când un... Uh, Tata a primit o telegramă de la băiatul lui din armată. Și cum era grăbit repede să ducă la treburile casei, a luat-o și zice, tată, trimite te rog, ceva bani. Ce? și trebuie o stau să mă lase în pace. Toată ziua numai banii trebuie. Neva să zice, da, ce s-a întâmplat? Mi-a trimis o telegramă, ia uite, tată, trimite te rog, ceva bani. Câți bani mai vrea? Eu toată ziua muncesc numai pentru el să-i trimit bani. Zice, dă da, să citești și eu. Ia mai că s-a scris telegrama și ce dragă, dar nu scrie așa. Cum nu scrie așa? Păi te ia mai citești odată. Să uite, tată, o trimitem, te rog, ceva. Dar nu scrie așa mai omule, dacă nu scrie. Tată, trimitem, te rog, ceva, bani. Deci, așa scrie. Așa scrie. Ia, să mai citesc odată. Ia telegramă, tată. Trimitem te rog, ceva bani. Nebunia pierde filtru lucrurilor. Interpretează totul în cel mai rău înveliș. Știți ce am observat? Că atunci când un om e supărat, nu acceptă nici complimente. Au fost două surori care s-au certat odată și una ca să încheie argumentul. Zice, auzi, dragă, să te binecuvinteze Dumnezeu de altul. Dar să te binecuvinteze pe tine, ia uite-te la ea. Ne pierdem discernământul. Și când îți pierzi discernământul, nu mai interpretezi corect lucrurile, doi, nu mai faci diferență între unii și alții. V-am povestit despre David cu Mical și David cam are problemele astea. Primul lucru pe care îl face cu Mical îi aduce aminte de taică de toată casa tatălui său pe care Dumnezeu a lepădat-o, a o Argumentul nu mai este despre ce a zis Mical, adevărul, și îl bagă și pe Ionatan, prietenul și salvatorul lui, în aceeași oală cu taică și cu toți. Când spune, Dumnezeu a nimicit casa lui Taicăsu. Stai puțin, în casa lui Taicăsu era și prietenul lui cel mai bun, Ionatan. Fiind foarte atenți, fraților, Abigail îi spune, și nu uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 18 cu 23. Avram s-a apropiat și a zis, vei nimici tu, oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Dumnezeu face diferență. Când Dumnezeu nimicește, când Dumnezeu își arată mânia, până și într-o cetate ca Sodoma. Știți ce au spus îngerii? Ieși afară că nu putem să facem nimic până când nu ieși afară din cetate. Dumnezeu este drept și are discernământ și sub incidența mâniei lui nu cade cel bun, ci numai cel nelegiuit. David își pierde discernământul. El este gata să ucidă pe cel vinovat lângă cel nevinovat. Și Abigail îi spune, Dumnezeu te-a să vezi sânge nevinovat și să-ți încarci conștiința. Și acum, al treilea argument al lui Abigail este argumentul diferenței între David Fugar și David Împărat. Știți ce aduce Abigail la minte lui David? Că el e un împărat, el nu este un haiduc, el nu este un fugar, ca să pună mâna pe sabie și să ucidă ca la drumul mare, cum ucid hari. El este împărat. Rezultat deci ce îi spune. De la versetul 29. 1 Samuel 25 cu 29. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească și să vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul Dumnezeul tău și să arunce cu praștia sufletul vrășmașilor tăi. Când va face Domnul Domnului meu tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Și când va face Domnul bine Domnului meu, aduți aminte de roaba ta. Dragii mei, știți cum ne purtăm noi de multe ori? Ne purtăm ca și când suntem niște oameni ca toți ceilalți oameni. Dar lasă-mă, domnule, că sunt și eu nervos. Dar ce, eu n-am dreptul? N-ai dreptul. Dar uite ce mi-a făcut, măcar să-i zic vreo două. N-ai dreptul. Știi de ce? Pentru că tu nu ești om ca vecinii tăi, tu nu ești un om ca toți oamenii din lume. Ascultă cine ești tu. 1 Petru 2 de la versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, tu ești un împărat. Într-o seminție împărătească. Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat a lui ca să, fi, ca să, fie, a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chemat din întuneric. La lumina sa minunată pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi, care nu căpătați să îndurare, dar acum ați căpătat îndurare preiubiților vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Și hai să vă spun ceva. De ce David își pune în pericol împărăția? Pentru că Nabal, așa nebun cum era, era din poporul Israel, era din casa lui Caleb. Ceea ce era pe cale David să facă era să comită o atrocitate care ar fi ajuns la urechile socrului său Saul, care ar fi ajuns, vă garantez eu, că ar fi fost povestită peste tot, că toată lumea asta e plină de răutate și de nelegiuire și nu știe nimeni nimic, dar ia un pocăit numai să vorbească urât și să vedeți cum imediat el arată, așa fac pocăiții? Și aude toată lumea ce ai zis și ce ai făcut. Tot poporul Israel ar fi știut că David a omorât casa unui om din Israel. Până acum era un martir care eliberase pe Israel, care biruise pe Goliat, care făcuse bine poporului, care câștigase biruințe pentru Israel și acum, dintr-o dată, devine un criminal care ucide casa unui om pentru că n-a putut să ia niște merinde de la el. Vă dați seama cum ar fi exploatat Saul acest moment? Și mai târziu, ce părere ar fi avut poporul Israel despre acest David, care în loc să fie o mână protectoare și un eliberator pentru popor, acum era un criminal care omora evrei? David este pe punctul să comită această nebunie, și când se duce la război împreună cu filistenii, și Dumnezeu folosește filistenii ca să-i spună pleacă de aici, nu avem încredere în tine. David e de mai multe ori la porțile nebuniei. Vă aduceți aminte când a fost urmărit, gata să fie prins și a făcut-o pe nebunul ca să scape? Diferența este că aici chiar era să comită o mare nebunie. Și să pună în pericol tronul pe care Dumnezeu i-l-a promis. Și Abigail i-aduce aminte, David tu acum ești fugar. Dar nu uita că tu ești împărat, că viitorul tău este pe tronul împărăției. Când vei ajunge acolo, nu lăsa ca fapt aceasta să-ți întunece conștiința, să-ți producă mustrări de conștiință. Dragii mei, dacă ai câștigat sâmbătă argumentul cu soția ta sau cu soțul tău, că ai ridicat tonul mai tare, că până la urmă ai dat cu pumnul în masă și n-a mai avut nimeni ce să facă în casă. Că până la urmă l-ai. L-ai înnecat în cuvinte și n-a putut să țină pasul. Știți că o femeie folosește dublu numărul de cuvinte cât un bărbat în fiecare zi. Știați treaba asta? Au făcut calcule, vă spun eu. Asta probabil în cazurile normale. Sunt cazuri în care diferența poate să fie și mai mare. Duminică, atunci când ești fiul al împărăției în casa lui Dumnezeu, la masa Domnului, spune te rog frumos, cu ce conștiință te apropii de trupul și sângele Domnului? Că speranța mea e că nu ți-a murit conștiința. După ce ai rostit insulte și cuvinte apăsătoare și cuvinte grele, Că să știți că uciderea nu este întotdeauna cu sabia și cu vărsarea de sânge. Biblia spune că dacă manifesti ura ta față de aproapele tău, ești un ucigaș. Și cu statutul acesta de ucigaș ai venit să te împărtășești duminică, că ești la masa împăratului, că ți-aduce aminte că ești o seminție aleasă, un neam împărătesc. Întotdeauna, atunci când ne întâlnim cu aceste provocări ale vieții, trebuie să ne aducem aminte cine suntem noi. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, noi suntem poporul ales al lui Dumnezeu. Noi nu ne putem permite să ne purtăm așa cum se poartă lumea. Noi nu ne putem permite să ne răzbunăm, noi nu ne putem permite să insultăm. Noi nu ne putem permite să țipăm, să zbierăm. Pentru că suntem copiii lui Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu nu fac asemenea lucruri, fraților. Țineți minte zicătoare asta. Un argument câștigat fără argumente, doar cu amenințări, cu țipete și cu intimidare, nu este un argument câștigat. Este un argument pierdut. Dacă îți trebuie așa ceva ca să câștigi argumentul, să știi, să știi că l-ai pierdut. Și acum. Abigail devine nevasta împăratului și practic dispare de pe scenă. Și niciodată n-a fost și nu este mai înțeleaptă ca acum Abigail, când devine nevasta lui David. În primul rând, ea intră într-o stare de normalitate și nu mai iese niciodată în relief. Prima soție a lui David a fost Mical după ce Mical a fost dată de Saul în mod abuziv unui alt bărbat, a avut-o pe Ahinoam. Și a treia a fost Abigail. Pentru o perioadă îndelungată, a doua. Dar Abigail nu mai zice nimic. Niciodată nu mai zice nimic. Nu mai este în relief. intră într-o stare de neutralitate, nu intră în intrigile curții. Știți că au fost multe intrigi în casa lui David. Amnon a comis o atrocitate și un abuz teribil. Absalom l-a omorât pe Amnon. Absalom s-a răzbunat și s-a răsculat împotriva lui David. Absalom a fost învins și a fost ucis de Ioab când David l-a pus pe Solomon împărat, Adonia voia să fie el împărat. Și chiar s-a proclamat împărat. Și mai târziu, pentru că a continuat să conspire, Solomon l-a omorât pe Adonia. Foarte multe conspirații în casa lui David. Știți ce face Abigail? Stă deoparte. Nu se bagă în aceste conspirații. nu se bagă în intrigi. Am observat că în multe familii, și când vorbim de familii, vorbim de familii extinse, sunt foarte multe intrigi și conspirații. Mama cu unul din copii împotriva la altul, doi copii care conspiră și vorbesc de rău împotriva unuia dintre părinți, uh, soacra cu nora, fiecare cu conspirațiile ei, socru cu ginerele, la fel fiecare cu conspirațiile lui, vorbe de rău prin spate, ăsta se coalizează cu ăla împotriva lui celălalt și ăla cu ăla cu ăla și cu ăla împotriva la ăștia la doi. Dragii mei, știți ce sunt aceste intrigi? Sunt o sursă de nebunie în orice familie. N-am să uit niciodată în casa la una dintre perechile de bunici ai mei, o ceartă pe cinste între bunicul și bunica, datorită la două dintre fetele lor. Una care era deșteaptă și a mers la facultate și a ieșit ceva de capul ei și cealaltă care era o proastă și care trebuia zvârlit afară din casă. Fiecare avea favorita lui. Toate aceste atitudini și toate aceste intrigi dărâmă o casă. Abigail înțeleapta. Nu se bagă nimic. Și ca dovadă are un fiu pe care îl cheamă Daniel Chileab. Nu uitați, întâiul născut al lui David este Amnon. Și după el e Daniel Chileab. Și Amnon moare, că-l moare Absalom. Și Daniel Chileab n are nicio treabă cu tronul. că îl învață de bine mai sa Și mai târziu, aproape toți fiii de parte bărbătească a lui, Sau, a lui David, întind mâna după tron. Și în afară de Solomon, marea majoritate dintre ei se prăbușesc și cad. Daniel Chileab nu e nicăieri aproape de tron, nicăieri aproape de intrigile curții, pentru că mama lui înțeleaptă Abigail îl învață de bine. Și Daniel Chileab nici nu ajunge împărat, dar nici nu-și pierde viața. Femeia aceasta dă dovadă de o înțelepciune desăvârșită atunci când trebuie să ia inițiativa și aici, stimate surori, asta este dovada înțelepciunii voastre. Să aveți discernământ să știți când trebuie să vă ridicați și să acționați și să știți când trebuie să vă retrageți și să trageți fermoalul. Că spune Biblia că în anumite împrejurări înțeleptul trebuie să tacă. Abigail împlinește de minune lucrul acesta vreau să vorbesc puțin despre al treilea subiect pe care mi l-am propus pentru că Abigail în mod normal și aș vrea cei care ați fost aseară să legați înțelepciunea lui Abigail de lipsa de înțelepciunea lui Mical care își abordează bărbatul pentru un motiv pentru care nu trebuia să-i reproșeze nimic, într-un moment în care el venea să-și binecuvânteze casa, și trebuia să tacă din gură, și de o manieră obraznică și insultătoare, la care David, în loc să tacă cât stă cel rău înaintea lui, că acolo nu era neapărat Mical, era Satana care îl provoca, e și mai rău. Îi spune, mă fac de nimic în fața mea, să -mi fie mie silă de mine. Nu ajunge că m-am făcut de nimic în fața slujnicelor și a slujitorilor mei. O să mă fac de nimic în fața mea. Și am jucat înaintea Domnului frumos care i-a dat în capul tăi și l-a făcut una pe, cu pământul, și pe el și casa tatălui lui. Iată, o femeie neînțeleaptă, un om neînțelept vis-a-vis -vis de o femeie înțeleaptă ca Abigail, care știe ce să facă, când să facă și cum să facă. Și, și salvează casa, și-și salvează familia. Însă, își vrea să abordez în încheiere o temă foarte la modă astăzi, și anume feminismul și feminitatea. Avem două caractere în scripturi, iarăși un caz de studiu. Știți că una dintre mișcările care iau amploare în societatea noastră este feminismul, ideea de emancipare a femeii. Permiteți-mi să vă spun, stimate surori, că creștinismul a emancipat femeia. Datorită creștinismului, femeia nu trăiește într-o societate unde bărbatul are drept de viață și de moarte asupra ei, cum este în unele țări musulmane și cum era în Evul Mediu și poate mai de mult în imperiile trecute creștinismul a emancipat femeia. Creștinismul spune că în Hristos nu este parte bărbătească și parte femeiască, ci au amândoi dreptul la mântuire ca și celălalt. Însă în vremea noastră feminismul produce confuzie, pentru că feminismul vrea să submineze autoritatea bărbatului și le învață pe femei un lucru foarte periculos. Că ele pot fără bărbat, bărbatul e dependent și nu poate fără femeie. Și din nefericire, în societatea noastră există foarte multe femei care au ajuns la această concluzie și este unul dintre motivele pentru care se destramă familiile. Știți ce se întâmplă atunci când femeia e agresivă, cum a fost Isabela, bărbatul se întoarce cu capul la perete, devine irresponsabil. În America, unde autoritatea bărbatului a fost subminată, probabil mai mult decât în alte locuri, la ora actuală, rata femeilor care sunt mame singure, fără bărbat, și rata de irresponsabilitate a bărbatului este rampantă, este îngrijorătoare. Pentru că atunci când vorbești de single parent, ați auzit că sunteți în Anglia, nu? Ce credeți că sunt majoritatea în categoria single parent, bărbat sau femei? Femei. Majoritatea care sunt single parent sunt femei, că de obicei femeia are grijă de copii. Într-o societate în care femeia nu mai respectă bărbatul, bărbatul devine irresponsabil. Că este singurul lui recurs. Și ascultați ce se întâmplă la casa împăratului Ahaj Veroș. Știți situația cu Vasti? Am rămas șocat în urmă cu ceva timp când am ascultat mesajul unui conferențiar, unui predicator, care o lăuda nevoie mare pe Vasti. Și spunea, Vasti este o eroină, Vasti este o reprezentantă a drepturilor femei. Vast este un model pentru toate femeile. Ea n-a acceptat să fie folosită ca un obiect. Să nu ne grăbim. Vorbim despre Imperiul Babilonian. Haideți să vorbim câteva lucruri despre Vasti. În primul rând, poziția lui Vasti. Poziția lui Vasti era o poziție de privilegiu. Majoritatea femeilor în Imperiul Babilonian munceau din greu, ca să-și întrețină familia. Munceau din greu ca să câștige existența alături de soții lor. Munceau din greu pentru creșterea copiilor lor. Majoritatea femeilor n-aveau mașină de spălaje de uscat. Nici aragaz de gătit, nici microwave. Majoritatea femeilor cărau apă cu vasul pe cap. Majoritatea femeilor mergeau la râu și băteau rufele cu paleta. Se întâmpla nu cu multe zeci de ani în urmă și în România. Vasti avea o viață de privilegiu. Nu compătimiți pe săraca Vasti. Vasti era răsfățată. Datorită frumuseții ei, a ales-o împăratul ca împărăteasă și avea o viață de privilegiu. Avea bogăție, avea statut și avea influență. Vorbim de poziția lui Vasti, potențialul poziției lui Vasti. Știți ce putea deveni Vasti? Mama viitorului împărat. Ea era împărăteasă. Ea era consoarta împăratului. Primul copil de parte bărbătească pe care l-ar fi avut ar fi devenit împărat. Și mama împăratului sau mama viitorului împărat și mai târziu mama împăratului avea o poziție de mare privilegiu. Asta era vasti. Dar poziția ei avea și o prerogativă, o condiție. Era la dispoziția împăratului și în imperiu, Asta era o condiție. Când a devenit împărăteasă, n-a zis, dar nu vreau să devin împărăteasă, ci să devin obiectul împăratului. Domne, împăratul din când în când vrea să o aibă lângă el, să o arate, eu ce frumoasă e vastă. Eu ce nevastă frumoasă am eu. Asta era condiția să fie împărăteasă, să stea la dispoziția împăratului. Trăim într-o perioadă în care femeia avea această prerogativă la dispoziția soțului ei, a împăratului. Asta e poziția lui Vasti. Vă rog să observați politica lui Vasti. Politica lui Vasti este paralelă în vreme ce împăratul are un banchet cu toți supușii și cu toți miniștri și cu toți oamenii din conducerea Imperiului cu dregătorii, Vasti are un banchet cu nevestele lor ca să le învețe la rău. Vasti face conferință de femei și le învață doctrină. Și în mijlocul banchetului, această politică, care este paralelă, care este conspirativă, este și periculoasă. Pentru că în momentul în care femeile se răzvrătesc împotriva autorității bărbatului, se distruge ierarhia, nu neapărat lăsată de mușchii bărbatului, că bărbatul este șef în casă, mă iertați surorilor, nu pentru că e mai mare și mai tare, ci pentru că Dumnezeu a creat această ierarhie. Bărbatul este capul nevestei și femeia trebuie să fie supusă bărbatului în domnul și în toate lucrurile. Mă iertați că am zis lucrul ăsta. Biblia spune asta. Vreau să spun ceva, stimată sora. Nu mă refer, v-am spus și ieri, mă refer la oamenii normali. Nu mă refer la oamenii ieșiți din normal. Că întotdeauna există un nabal și există o mică. Nu mă refer nici la nabal, nici la mică. Mă refer la oamenii normali. O femeie nu este fericită. Atunci când este în controlul lucrurilor, și când e emancipată deasupra autorității bărbatului, că nu-i locul ei. N-a fost creată de Dumnezeu să fie așa. Ea e împlinită și fericită atunci când e ajutorul potrivit al bărbatului ei. Atunci când îl face pe bărbatul ei să arate bine. Atunci când îl ajută pe bărbatul ei să ia în stăpânire poziția pe care i-a dat-o Dumnezeu. Atunci este o femeie împlinită. Am văzut foarte multe familii. Oriunde femeia nu și-a cunoscut locul, a devenit frustrată. O femeie frustrată. În control și frustrată. Niciodată mulțumită, întotdeauna dorește mai multă putere și mai mult control. Și devine abuzivă și insultătoare pentru că nu e pe poziția pe care așezat-o Dumnezeu. Și vreau să-ți spun că uneori bărbatul tău nu va ști cum să-și ia în stăpânire poziția, pentru că ce poate să facă? Dacă Izabela e în controlul lucrurilor, dă viață și o moară pe cine vrea ea, las puișor că-ți fac eu roz de livada lui Nabot. Stai aici cu mințel și distrează-te, eu, eu rezolv lucrurile când ea trage sforile, când ea e în controlul lucrurilor, un bărbat nu va ști cum să reacționeze dacă e un om pocăit, pentru că doar nu o să folosească nici abuz, nici violență, că v-am spus adineauri că nu poate, că nu are voie, că e fiul de împărat. Și atunci știți ce va face? Va deveni un om apăsat, irresponsabil. Și la care tu însă te vei uita cu dispreț. După ce l-ai pus sub papuc, acum îl disprețuiești. Că nu e bărbat. Păi nu e că nu are loc de tine. Ridică-l. complimente. Dă-i loc de inițiativă. Și uneori chiar spune dragul meu, eu sunt mândră de tine că ești bărbatul meu. Și eu chiar te rog să iei inițiativa, să fii preotul familiei, preotul casei. Când îl vei ridica în felul ăsta, vei fi cea mai fericită, îți garantez. Nu încerca altfel, că vei fi frustrată și nefericită. Este Vastie o femeie fericită? cu toate privilegiile ei. Nu, pentru că nu-și cunoaște locul. Atâta trebuia să facă vaste, să rămână o femeie împlinită cu toate privilegiile. A chemat-o împăratul, da, Maria ta, sunt aici. Că asta era puterea pe care o avea Hașveroș asupra ei, că el era împărat și ea era împărăteasă. Dacă face paradă cu ea. Nu era o națiune de pocăiți. Nu era o națiune de pocăiți. Era o națiune de păgâni. Dar în națiunea asta de păgâni, Vasti, ca femeie, era privilegiată și avea datoria să stea la dispoziția soțului ei. Vasti nu e o femeie cu minte. Nu o lăudați și nu o las ca model. De ce este periculoasă poziția lui Vasti? Ascultați ce spun toți ceilalți drăgători împărate. Tu ai chemat-o pe Vasti ca să te lauzi cu ea. În momentul în care ea te-a refuzat și a spus, nu vin, și ți-a călcat porunca ție ca împărat, când noi toți tremurăm ca varga în fața ta, că unul n are curaj să te provoace și să spună nu când tu spui ceva, că ești împărat. Noi tremurăm și luăm poziția de drept în fața ta. Nevasta ta te ignoră. Te sfidează. Îți închipui ce se întâmplă când ne ducem noi acasă? Îți închipui ce model de rebeliune este soția ta? Am vorbit despre poziția lui Vasti, politica lui Vasti. Ascultați, prăbușirea lui Vasti. Prăbușirea lui Vasti. Este datorită unui principiu călcat despre care am vorbit, supunerea femeii. Inclusiv în națiunile păgâne, principiul rămâne în picioare. Pentru că blestemul din Eden spune dorințele femeii se vor ține după bărbat. Este un principiu universal. Că e într-o națiune creștină, că e într-o națiune păgână. Același principiu. Sunt femei fericite și binecuvântate în toate națiunile și în toate religiile Pământului dacă își cunosc locul. De ce este lumea asta plină de frustrații? Pentru că avem femei agresive, feministe și avem bărbați responsabili. Care este propunerea înlocuirea lui Vasti? Vasti își pierde poziția de privilegiu. Și aș vrea să le spun surorilor că noi acum suntem în împărăția lui Dumnezeu. Femeile nesupuse. Neascultătoare, încă o dată, în regim normal, în Domnul, niciun bărbat nu are dreptul să-ți propună sau să-ți impună lucruri care contravin scripturilor. Repet, în Domnul, că mai întâi ascultăm de Dumnezeu și pe urmă de oameni, inclusiv când e vorba de soț sau de soție. Dar într-o familie normală. O soție nesupusă își pierde înaintea lui Dumnezeu poziția de privilegiu. Își pierde privilegiul spiritual și își pierde favoarea din partea lui Dumnezeu. Pierde binecuvântarea. Și acum, după căderea lui Vasti, cine apare în scenă? Estera. Aici e diferența între feminism și feminitate. Ce face feminismul dintr-o femeie? Feminismul dintr-o femeie face un animal de pradă. Feminismul dintr-o femeie face un câine rău care l-a trăurât. Asta face feminismul. Le vedeți cum merg să protesteze pentru avorturi, pentru temir ce în stradă. Le vedeți cum arată? Am avut de-a face cu o femeie primară al orașului Chicago, care a dat dovadă de o rebeliune uriașă împotriva lui Dumnezeu, pentru că ea este o femeie care în familia ei e bărbat, căsătorită cu un bărbat care a devenit femeie. au înfiat o fetiță, că atât au putut să facă, și au un cățel, au avut un cățel, perioada cât a fost primăriță. Nu vă, nu glumesc, uitați-vă să vedeți biografia ei. Fizionomia ei s-a schimbat. Am văzut o poză din tinerețe, când era încă normală. o Femeie foarte frumoasă. Acum fizionomia ei era ca unui câine de pradă. Și când s-a dus în fața camerelor de luat vedere, a spus, dacă nu vă supuneți interdicțiilor și restricțiilor, o să vă arestăm, o să vă băgăm în pușcărie. O față schimonosită, că avea putere. Ăsta este feminismul. Estera este exponenta feminității. Ceea ce câștigă la sfârșitul zilei toate bătăliile este feminitatea, nu feminismul. Estera este o ființă delicată. Estera are un caracter nobil. Estera este o ființă principială. Îi spune lui Mardoheu, Mardoheu, n-am fost în ultima vreme la împărat și n-am voie să mă duc, că dacă nu-mi întinde toiagul, îmi pierd viața. O femeie care respectă rânduielile, dacă mai este un caz de urgență, trebuie să te duci și dacă mori și dacă trăiești. Când Estera se duce la împărat încălcând rânduiala, știi ce face împăratul? Îi întinde toiagul. De ce? Pentru că împăratul ăsta avea minte și a dat seama că este un caz urgent, că este ceva ieșit din comun. Pentru că Estera n-a fost o feministă, a dat dovadă de feminitate, împăratul a căpătat încredere, n-a considerat ca un afront, ca o sfidare ceea ce s-a întâmplat în timpul lui Vaste. Și a întins toiagul. Estera dă dovadă de puritate în relație ei cu Dumnezeu, în relație ei cu Mardoheu, în relație ei cu împăratul, în relație ei cu întregul Israel pe care îl mobilizează la poș și rugăciune. Este o femeie spirituală, are o personalitate plăcută. Știți cum îi spune împăratului că poporul ei este în pericol, îl cheamă și îi dă câteva spețe. Îi gătește mâncare și îl cheamă și pe el, și pe Haman, și le oferă o speție. Nu spune: Eu nu, eu, eu nu pun mâna pe cratiță, eu nu pun, nu, nu pun șorțul, eu sunt vasti, eu sunt, eu sunt împărăteasă, pe mine nu mă comanzi, pe mine nu mă aduci ca un fel de model aici, să mă prezint tu în fața adregătorilor tăi. La e feminism. Asta e feminitate. Pune mâna pe tigaie, pune mâna pe polonic și gătește o mâncare excepțională pentru soțul ei. Și după ce trece un pic de timp, după ce înmoaie inima soțului ei, după aia spune, că fiți atenți aici, știți ce a vrut vaste? Hai să zicem că a vrut drepturi egale, nu? Sunt pentru tu nu ești stăpânul meu, să-mi spui tu mie ce să fac. Suntem egali. Probabil că multe femei vor drepturi egale, nu? Ia ascultați. Când Estera pune mâna pe inima împăratului și dă dovadă de feminitate, de delicatețe, știți ce ce împăratul? Împărăteasa Estera, cerem ce vrei și îți voi da și dacă vrei, jumătate din împărăție, va fi a ta, Extraordinar! Asta este ce a vrut și Vasti. Dar a ales calea agresivă a feminismului, care vine, pretinde, se încruntă, se enervează, protestează și înjosește. Știți că Hașveroș a fost un om cu o inimă foarte bună? În vremea aia, doamna Vasti, când l-a înjosit pe împărat în fața la mii de oameni, în public, doar a repudiat-o și a trimis-o. Știți că putea să ia viața? Avea dreptul ca împărat să ia viața, n-a făcut-o. Dar nici nu i-a mai dat nici jumătate din împărăție și nici o împărăție. Cu feminismul ajungi departe de grația, de favoare, în primul rând nu a bărbatului, ci a lui Dumnezeu. Pe când estera, de cu delicatețea ei, cu finețea ei, cu dragostea ei, câștigă jumătate din împărăție fără socială. Ea n-a cerut decât viața poporului ei. Și aș vrea ca soție să nu te intereseze jumătate din autoritate. Știi ce să te intereseze viața familiei tale? Binecuvântarea familiei tale, a copiilor tăi, a soțului tău. Iubește-i și roagă-te pentru lucrul ăsta. Și sacrifică-te pentru lucrul ăsta. Și, și ce se întâmplă? Ascultați, Dumnezeu le spune bărbaților, purtați-vă frumos, purtați-vă cu cinste, cu femeile voastre, ca unele care vor fi părtașe Harului lui Dumnezeu. Că în eternitate va avea loc reabilitarea finală și totală a femeii. Că în lui Dumnezeu nu vor mai fi parte bărbătească și parte femească, ci toți vom fi ca îngeri. Surorilor, vă promit că nu veți primi doar jumătate din casă. Omul ăla când vede delicatețea voastră, purtarea voastră frumoasă, pur puritatea dumneavoastră, vă dă toată casa pe mâini. Eu călătoresc foarte mult. Știți ce spune în proverbe 31? Inima bărbatului se încrede în ea, pentru că îi face bine și nu rău în toate zilele vieții lui. Și dimineața, când se scoală bărbatul, îi spune: Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Știți care este testul adevărat? Atât al comportamentului bărbatului față de soție, cât și a comportamentului soției față de soție. Ce declară copii? Zice, fiii ei se scoală dimineața și o numesc fericită. De ce este fericită? Că-și cunoaște locul. Că ascultați, are ea mâna pe toate firele. Dar întrebarea mea este, cine dă notă cui? Ăla mai mare la ăla mai mic sau la mai mic la ăla mai mare? Cine pe cine evaluează și cine cui îi dă notă? Elevul la profesor sau profesorul la elev? Șeful la subaltern sau la angajat sau angajatul la șef de dă notă? Auziți, se duce la porțile cetății și o laudă. Zice, să fie lăudată la porțile cetății. Păi pe cine e la porțile cetății să o laude pe ea? Bărbatul ei. Care are o reputație extraordinară datorită comportamentului fin, frumos al soției lui. Și acum, încă un lucru cu privire la Estera. Unul din lucrurile extraordinare care se întâmplă în cartea Esterei se numește Purim. Știți ce înseamnă Purim, sărbătoarea Purim? Sărbătoarea sorțului. Și în finalul cărții Estera, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Haman a aruncat un sorț împotriva poporului Israel. Dar Dumnezeu a schimbat sorțul acela într-un sorț al lui Dumnezeu de partea esterei și a poporului ei. Să știți că diavolul a aruncat un sorț împotriva familiilor voastre. Și uneori se folosește de un bărbat neînțelept, de un nabal, Alteori se folosește de omical, uneori se folosește de ovasti. Și eu zic să ne ferească Dumnezeu. Alegeți calea lui Abigail. Alegeți calea înțelepciunii. Alegeți calea lui Estera, calea feminității, a delicateții. Că așa vă stă bine, stimate surori. Fraților, alegeți calea nu a unui David în relația lui cu Mical, care a crezut, confundă și că îi zice mai multe și mai tare decât a reușit ea să-i spună lui. Alegeți calea lui David care este înduplecat de Abigail, de femeia înțeleaptă și veți vedea ceva extraordinar. Știați că înțelepciunea are casă? Se spune în proverbe că înțelepciunea și-a zidit casă. Că și o femeie înțeleaptă își zidește casă. Și că un bărbat trebuie să se poarte cu înțelepciune cu soția lui. Și că înțelepciunea duhovnicească, cerească, dumnezeiască, este ușor de înduplecat. Este binevoitoare, este plină de dragoste, în vreme ce înțelepciunea drăcească este plină de pizmă, de răutate, de fiere amară. Roagă-te în seara aceasta ca Dumnezeu să te ajute să alegi modelele potrivite pentru comportamentul tău. Pentru viața familiei tale. Să știți că diavolul a aruncat un sorț împotriva casei tale, dar și Dumnezeu a aruncat un, un sorț pentru salvarea casei tale. Și în seara aceasta depinde de tine. Care este sorțul pe care îl alegi? Alegi sorțul nimicirii doar pentru ca să satisfaci o ambiție? Doar pentru ca să negociezi cine e mai mare și cine e mai tare în casă? Sau alegi sorțul binecuvântării, alegând calea înțelepciunii, a supunerii, a iubirii? Vreau să închei repetând ce am spus la un moment dat. Cred că ieri. Știu că soțul este capul familiei. Că bărbatului Dumnezeu i-a dat inițiativă, că bărbatului Dumnezeu i-a dat autoritate. Însă vreau să vă spun din multe experiențe pe care le-am avut de-a lungul anilor cu familii, că în cele din urmă, cel mai bun educator al unui bărbat binecuvântat. Este o femeie înțeleaptă. Și că Dumnezeu ți-a dat mai mult decât cuvinte ca să-l schimbi chiar și atunci când vezi la el anumite defecte. Versetul de aur al acestei conferințe pentru dumneavoastră, stimate surori. Este iarăși un verset pe care l-am citat și pe care îl recitesc din 1 Petru, capitolul 3, versetul 1. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, și ce se întâmplă când un bărbat nu ascultă cuvântul? Cade în nebunie are simptome de lipsă de înțelepciune și de nebunie. Să fie câștigați, atenție, Apostolul vorbește surorilor, femeilor, fără cuvânt. Ce zice surorilor? Am putea, am putea să... Am putea și fără cuvânt? Păi dacă ani de zile ei spus, nu ești bun de nimic, n-ai făcut cu tare, îl cicălești și n-ai făcut din el un om mai bun, înseamnă că nu ai e cale. Drumul către inima lui nu este prin cuvânt, este prin purtarea lor. Să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, ascultați, când vă vor vedea felul vostru de trai, Curat și în temere. Cuvântul temere aici înseamnă respect. Vei face din el un om respectabil și respectos, arătându-i respect. Am văzut de nenumărate ori familii reparate prin înțelepciunea unei femei înțelepte. Într-o vreme de confuzie în care nimeni nu-și mai cunoaște locul și nimeni mai știe cum să procedeze. Alegeți, fraților, calea Scripturilor. Alegeți calea Lui Dumnezeu. Alegeți calea iubirii, alegeți calea înțelepciunii, alegeți calea smereniei. Uneori alegeți calea tăcerii. Și întotdeauna alegeți calea și veți vedea minuni în casele voastre.